Bă, băieți, un moment de sinceritate cu voi, I'm done with the shit, nu se merită să te hazlești de YouTube-ul asta, care e un public foarte limitat și eu m-am săturat să-mi iau demonetizări peste demonetizări, restricții în funcție de vârstă, reporturi, amenințări cu dator în judecata de la companii, că vezi tu, doamne, le-am dat expose prin clipuri. Mai dă-i în pula mea, să nu bagi YouTube clipurile recomandate din cauza restricțiilor de vârstă și a demonetizărilor, să nu-mi trimite notificări și nici măcar să nu-mi arate clipurile în fila de abonamente. Astea fiind zise, ăsta e ultimul clip de genul de pe canal. Pula mea, așa e în tenis, uneori mai și pierzi. Revenind, bă, eu ca YouTuber, ca creator de conținut sau cum vreți voi să-i spuneți, am eșuat. Nu vă cerci prin clipuri să-mi dați like-uri, să-mi dați share-uri, să-mi dați follow pe Instagram. Nu vă bag pe cât reclame la tot felul de aplicații de la hatz sau site-uri dubioase și nici măcar nu mănânc căcat pentru vizualizări. Bine, uneori fac asta. Dar ce am enumerat eu mai sus te formează ca YouTuber, că altfel n-ai cum să fii YouTuber dacă nu ceri like-uri, share-uri și follow pe Instagram la începutul clipului, nu? Însă cel mai important lucru ca să fii YouTuber e să-ți păcălești abonații, să-i minți. Să faci clipuri de duzină pentru copii, să-i faci să se aboneze la tine, iar apoi să le vinzi gogoși. Și tricouri sunt picante la 70 de lei. Nu râdeți, zilele trecute am văzut pe stradă 3 copii de vreo 12 ani și toți aveau tricouri sunt picante. Și ghiciți voi acum, cine o să vină să mă fută în gură prin comentarii că de ce mi-au de idolul lor? Că hei, Lospa, tu ești doar în video spell care are mai mulți abonați decât tine și are și Mustang. Tu n-ai Mustang, săracule. Da, e, lasă că o să fac un clip cu încearcă să nu râzi challenge ca să le treacă supărarea. Dar până atunci o să vorbesc puțin despre ultimul clip de-a lui Pican și anume, am trimis mesaj la 100 de celebrități, au răspuns. Plot twist, n-a trimis mesaj la 100 de celebrități, în caz că vă întrebați sau ceva, și nici n-au răspuns. Din start vreau să vă zic că clipul ăsta nu l-am făcut din spirit civic sau ceva, crezând că o să vadă niște kinderi cum stă treaba și nu o să mai susțină jecuri de-astea de clipuri, ci l-am făcut din simplu fapt că e amuzant că ăsta e nivelul YouTube-ului din România, să joci niște teatru ieftin în fața unor copii, eventual să faci niște challenge-uri de-alea. Dar înainte de a vorbi despre clip, aș vrea să rupeți butonașul ăla de like, să-l striviți, să-l doborâți, să-l nu știu, să-i dați pană, să-i faceți ce vreți voi. Ok, știu că ați citit titlul, că v-ați uitat puțin în miniatură, că v-ați uitat în comentarii, dar pot să pun pariu că nu ați aflat încă despre ce o să fie clipul ăsta. Da, e chiar greu să ne dăm seama, e chiar greu. Oare o să facă un diss-track, oare o să facă vreun clip cu încearcă să nu râzi challenge, ori vă face un live paranormal. Nu-mi dau seama, haide să ne uităm în continuare, poate o să aflăm. Chiar sunt curios. E bine, eu astăzi o să trimit mesaj la peste 100 de celebrități, atât din România cât și din afară, în speranța că o să vă răspundă cineva, pentru că sunt singur și n-am prieteni. Nu, glumeam, dar acesta chiar o să fie un experiment pe bune, nu o să fie nimic fake. Ok, ce face Pican acum e doar să le insulte inteligența oamenilor care se uită la el. Bine, unora nu le insultă, având în vedere bara de like-uri și de dislike-uri, dar ăia scopii. Dacă ai peste 15 ani și ai văzut clipul ăsta lui Pican, iar tu în continuare îl susții, îmi pare rău să zic, dar ești picant. O să dau pe repede înainte la fazele astea în care le-a trimis mesaje mie, califa lui Ronaldo, lui Messi, Selena Gomez și lui Dorian Popa. Hatz, hatz, gionule, hatz, hey. Nu de alta, dar e neinteresant. A, apropo, să nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram. Da, să nu uitați să-i dați un follow pe Instagram, că bine zice. În fine, hai să trec la partea care contează. Bun, haideți să mergem la mesaje. What the fuck? What? Am primit mesaj de la Billie Eilish. Guys, nu se poate ce s-a întâmplat. Am primit mesaj de la Billie Eilish, Messi, Mia Khalifa și Connector și Selena Gomez și Cristiano Ronaldo și Mihai Bendap și Dorian Popa. Uitați-vă ce teatru ieftin de bulangii. Incredibil, bă, băieți. Și știți ce au în comun Billie Eilish, Messi, Mia Khalifa, Connector, Selena Gomez, Cristiano Ronaldo, Bendac și Dorian Popa? Hatz, hatz, gionule, hatz, hey. Vă zic eu, faptul că i-au răspuns lui Pican toți în același timp. Eu zic că n-are cum, sigur s-au vorbit înainte, nu? Voi ce ziceți? Hatz, hatz, gionule.
Ne povestea profesoara de fizică din generală că unii oameni mint atât de mult încât la un moment dat până și-i ajuns să se creadă, iar azi avem un exemplu în față. Dar stai, vă gândiți că poate acum la sfârșit de clip o să zică Pican că hei, a fost doar o glumă, am vrut și o să văd dacă a pus cineva botul și... Na, nu o să zic asta, o să ceșească din nou like-uri la clip și cam atât. Băi, guys, cam atât a fost cu clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, da, să rupeți butonașul de like, să facem acolo multe, multe, multe like-uri. Na, ce să zic, ăsta e nivelul, ăsta e publicul, ăsta e entertainmentul ăla despre care tot vorbesc youtuberii când le atrage atenția că mănâncă căcat aiurea. Și oarecum înțeleg că toți youtuberii trebuie să atragă atenția pe net, chit că majoritatea își trefesc demnitatea în ultimul fel. Unii mint și mănâncă rahat ca Pican, alții povestesc chestii penibile din viața lor pe live-uri, iar alți youtuberi de ăștia devin cunoscuți pentru că au apărut clipuri pe net cu ei în timp ce sugeau cariciul. Da, nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi lăsați un comentariu cu culoarea voastră preferată și să-mi dați follow pe Instagram. A, și să-mi dați follow pe Instagram. 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 Ce pula mea.